Salutare tuturor și bine am găsit la un nou vlog. Numele meu este Crăciun, în acest clip o să discutăm despre altoirea în ochi crescând. După cum vedeți, avem portaltoiul. Ce înseamnă portaltoi în primul rând? Portaltoi înseamnă cel care, pe care vom altoi. Și altoiul este acel, să zicem, băț pe înțelesul tuturor, altoiul, adică lăstarul care îl luăm din copac, foarte important, lăstar anual, luăm din copac și îl folosim la altoire, luând mugure din el. Haideți să trecem la treabă și să vedeți și dumneavoastră ceea ce facem. Deci, acesta este portaltoiul. Și noi ce facem ca să altoim? În primul rând, înainte de altoire, trebuie să facem următorul lucru. Scoarța este un pic crăpată, nu știu, poate chiar bolnavă, dar eu vă exemplific, o să-l tratez, bineînțeles, când o să-l, după ce o să, dacă se prinde, o să-l plantez și după aceea îl voi stropi și astfel, dacă are boli sau anumite imperfecțiuni, se va trata, va fi dat cu var și nu vor fi probleme. Deci îl tăiem la o înălțime cam 20 de centimetri, cam așa. Și ce facem? În partea de nord va trebui să-i facem o incizie longitudinală. Mai întâi o incizie așa, dreaptă, și după aceea o incizie longitudinală. Eu o să fac incizia, adică pur și simplu o tăietură așa și una în lung. O să vă arăt, o să fac tăietura și după aceea vă voi arăta de aproape cum arată. Pentru că nu am pe cineva care să mă filmeze în momentul de față. Deci facem incizia longitudinală. Incizia dreaptă. Această altoire se numește și altoire în T. Facem incizia așa, iar după aceea venim frumos și facem o incizie longitudinală de aproximativ 3-4 cm și trebuie să ajungem aceste două tăieturi să le îmbinăm una cu alta, adică să ajungem una la alta în așa fel încât să se deschidă. Uitați, oameni buni, în această zonă am făcut tăietura. Odată am făcut, uitați așa, odată așa și odată așa în lung. Cred că se observă. După aceea ce trebuie să facem? Trebuie cu spatula, eu nu am spatulă, sau cu vârful să desprindem coaja în stânga și în dreapta. Așa. Uitați. Să desprindem coaja. Și ca să desprindem, vom da în sus odată și în jos odată. În jos odată și după aceea în sus ca să desprindem coaja. Uitați cam așa arată, deci am desprins în stânga și în dreapta. Cred că ați înțeles. Deci se face odată o incizie așa, să fie exact ca unte. O incizie, uitați așa, dreaptă, după aceea va veni tăietură în jos. De fapt, se va pune briceagul așa și se va face o tăietură până la acea tăietură dreaptă, adică așa, până la această tăietură se va face. Astfel ea fiind ca un T. Și după aceea se va desprinde în stânga și în dreapta. Prin odată se dă în jos, adică așa, cu spatula este recomandat. Și odată așa, dar eu nu am spatulă la acest briceag. Adică aceasta este foarte grasă, este o spatulă specială. Uitați, vedeți, este exact ca un T. Exact ca un T arată această tăietură. Uitați, oameni buni, avem un lăstar. Grosimea lăstarului nu trebuie să fie foarte mare, ci să luăm un mugure care să fie tânăr. Așa că partea aceasta eu voi elimina, care a fost mai groasă. Eu le-am, așa le-am avut. Și vom face următorul lucru. Cum am făcut pe portaltoi? Noi am făcut o incizie. Și ce trebuie să facem? Noi va trebui să desprindem de aici un mugure. Cum facem acest lucru? Punem briceagul așa și când vom desprinde mugurile, tragem ușor spre noi ca să luăm mugurile și în același timp tragem și de briceag puțin. Tragem și de briceag puțin în spate ca să ne ajute să tăiem
mugurile mai ușor și să luăm perfect de acolo. Așa, oameni buni, uitați, avem aici un lăstar de pe care vom lua mugure. Luăm foarfeca și luăm numai o zonă cu mugurii. Se numește altoierea în ochi crescând. Se folosește în pepiniere și se folosește mult în pepiniere această altoire. Și cum facem? Facem deasupra o tăietură, tot la fel, uitați, dreaptă, ca atunci când vom lua mugurele să nu se ducă mai departe de această zonă, de unde am tăiat noi. Așa. După aceea venim și din această zonă trebuie sub coajă să luăm mugurele. Și tăietura o vom face. Știm cu toții cum se face o tăietură, dar va trebui să tragem și puțin de briceag ușor la noi ca să ne ajute mai repede să desprindem mugurele de aici. Și am reușit să luăm mugurele. L-am scăpat și pe jos un pic. Vă recomand să aveți mai multă grijă, nu ca mine. Și ținem mugurele și îl vom introduce acolo, în acea incizie pe care am făcut-o, în acea zonă care am făcut-o. Uitați, oameni buni, aici este zona. Cu mare grijă va trebui să introducem mugurele aici. Avem grijă să nu rupem mugurele. Trebuie introdus aici, așa, în acest T, cu mare atenție, cum în sus trebuie. Acest mugure cam atât a intrat, cam așa trebuie să arate el când intră, uitați, și după aceea va trebui să izolăm cu ceva, dar nu și mugurele. Mugurile nu trebuie izolat. Totuși vom încerca să introducem încă puțin mai mult acest mugure, dar nu pot cu o singură mână, ci va trebui să las un pic telefonul și voi reveni cu rezultatul. Cam așa am reușit să introduc mugurele, mai mult nu am putut, dar este bine și așa. Cum l-am introdus, este bine, contează mugurele să fie bun și vom izola cu mare grijă în jur. Eu o să izolez, știm cu toții, nu recomand banda izolieră pentru cabluri. Știm cu toții banda izolieră, eu nu am ce face pentru că altceva nu am, dar vă recomand folia alimentară care este mult mai slabă. Sau dacă aveți bandă izolieră, o puneți cu lipiciul invers pentru a nu deteriora coaja. Această coajă este și mai groasă, nu va fi o problemă atât de mare, dar la altoierile fine, la crengi mai subțiri, va trebui să facem, să folosim bandă mult mai fină decât banda izolieră, care poate lua coaja, ceea ce nu este bine, deci trebuie avut grijă și în acest sens. Nu am la îndemână folie alimentară și de aceea folosesc această bandă izolieră, pentru ca aceasta o am și să vă exemplific și dumneavoastră. Dar vă recomand folosiți folie alimentară pentru că este mult mai bună, sau o folie mult mai moale care să nu distrugă, bineînțeles, coaja. Sau punem banda izolieră invers. Am reușit mugurile să-l introducem cât de cât perfect și următorul lucru care va trebui să-l facem este bandajarea acestei răni. Trebuie bandajat, nu trebuie lăsat așa. Banda izolieră nu o recomand, în special banda izolieră neagră, pentru că datorită căldurii se poate înferbânta foarte tare altoiul, ceea ce nu este bine. Eu am una galbenă, dar dacă nu aveți la dispoziție o bandă izolieră, până la urmă putem folosi și cea neagră, pentru că nu trebuie neapărat. Dar putem să ținem cont și de acest lucru când ne ducem la magazin să luăm de o culoare mai deschisă.
și trebuie să luăm o bandă izolieră. Aceasta este o bandă izolieră mai fină, adică nu este atât de tare încât să ia coaja de pe altoi. Se ia coaja de pe port altoi când o să desfacem. Deci o bandă izolieră mai fină ca aceasta, adică nu are lipiciul foarte tare, ceea ce ne ajută foarte mult. Sau o punem invers, sunt mai multe metode în care să facem. Recomandată este folia alimentară, care este cea mai bună, este foarte fină, extraordinar de fină. În aceste cazuri este și ieftină și o putem folosi pentru altoiri. Dar și această bandă care o am eu este destul de bună, pentru că este la fel, nu are lipiciul foarte tare și ajută foarte mult la altoiri. Eu am mai folosit-o și vă spun acest lucru, că nu deteriorează scoarța foarte tare. Adică nu are lipiciul acela cum este la bandele izolere foarte puternice, care lipește foarte strâns, ci lipește cât de cât perfect, dar mult mai fin. Asta contează. Vom lipi cu bandă izolere și după aceea voi reveni. Și această tăietură de deasupra trebuie lipită. Aici este altoirea spre nord, mugurile acestea. Așa se face altoirea și la pepinieră. Dar încă o greșeală pe care am făcut-o, fără să vreau, este să facem o tăietură. Tăietura o vom face așa la port altoi. Adică lungă, ca să nu rămână bolile aici. Uitați, o tăietură ascuțită ca bolile să nu rămână aici. Și ceea ce a rămas, marginile le vom tăia ca să nu avem probleme și după aceea lipim banda izoleră. De aici mugurile va răsări și se va forma astfel pomul altoit. Uitați, am niște pomi cumpărați altoiți și tot la fel sunt altoiți. Așa sunt altoiți în pepinieră. Observați, aici este altoirea și tot în acest gen este. Adică este cumva așa. A fost altoită cu mugurile pe partea aceea, de acolo, și mugurile a ieșit de acolo și de aceea se face ca un cot aici. Deci ne dăm seama foarte ușor că a fost acest tip de altoire folosit. Acesta este folosit în general. Doar la realtoiri se mai folosește altoirea în semicopulație perfecționată, când nu se prinde o altoire sau în despicătură. Dar mai rar, în semicopulație se folosește la altoiri de multe ori sau poate chiar din nou în oculație, dar se mai folosește și aceste metode care v-am zis, în semicopulație perfecționată. Dar cel mai mult se folosește oculația. Oculația aceasta de care tot v-am zis, bineînțeles că ceea ce este în jur, lăstarii de jos, îi vom elimina și vom lăsa doar altoirea să fie făcută cum trebuie. Sculele trebuie dezinfectate înainte și înainte de altoire trebuie dezinfectate și astfel facem altoirea. Dăm cu bandă izoleră și voi reveni. Așa, oameni buni, am reușit să bandajez această rană care a fost făcută și a rămas mugurile afară. Foarte important, nu trebuie să acoperim mugurile, pentru că degeaba am făcut altoirea. Altoirea între asta constă, să lăsăm mugurile afară. Cam aceasta a fost altoirea, sper că ați înțeles ce am vrut să vă zic, este o altoire foarte bună și aștept părerile dumneavoastră jos în secțiunea de comentarii și să aud discuții pro și contra în comentarii, pentru că mie îmi plac foarte mult aceste discuții. Eu sunt Iosif și până data viitoare vă doresc toate cele bune și vă salut!